Da, mulțumesc frumos, mă bucur că mă aflu aici. Un aer foarte plăcut. Pe Tibiar Haic, atât de plin de istorie și asta înseamnă mult. Pentru mine am fost astăzi la o bibliotecă din Bacău, pe la Onești, o bibliotecă foarte modernă, iar aici într-o bibliotecă plină de istorie. Două limite care mă întregesc. Despre volumul vă pot spune decât că l-am scris în 40 de zile de spitalizare pe chirurgie cardiovasculară Târgu Mureș, în timp ce doctorii și-au găsit să nu înlocuiască jumătate de inimă. A lăsat partea aia fixă statorul și a înlocuit rotorul. Acum e bine. E bine. Volumul este aici. Mie îmi place din ce să citesc, din ce nu am. Și următorul volum care va apărea la Ecura Eșmon, anunță Toma, se va numi Terapii în grădinile somnambulilor. Și dacă un tată nu se întrupă să vină când îl chemi, nu ți-a fost tată. Chiar dacă l-ai vândut de câteva sute de ori. Au fost zile când te întorceai de la Ermaloc cu buzunarele pline. Au fost zile în care schimbai inimile dobitoacelor între ele și te credeai nepustor. Caii obosiți nu întreabă nimeni, spunea tata. Și te trimitea în dărăt acasă, singur. Dumnezeu, când a făcut lumea, obositul neucititor, a uitat să verifice pe proprii umeri hamurile. Hai, du-te acasă și nu privi în dărăt. La început drumurile se șterg din inimă, apoi din podul palmii. Când eram tânăr și eu veneam la Iarmaroc, la acesta. Ultima dată m-am întors acasă doar cu hamurile. Oamenii sunt precum cai la bătrânețe, nu-i întreabă nimeni, se ascund în semnele cuilor și așteaptă bucurirea aripilor. Du-te acasă, bea dălmașul și spune la ăla din sat că m-au mâncat lupii. Un tată se întrupă și vine ori de câte ori îl chem. Chiar dacă nu mai recunoști, porți în buzunar o fotografie ce seamănă cu fiul tău. Fiul tău poartă în buzunar o fotografie ce seamănă cu nepotul tău. Adevărați negustori, se întorc pasii cu soarelui. Trecând după sine calul, mereu plin cu pietre de rău. Și aceasta e un mod de a tipa lacrimile. În vreme de secetă, strânge în pumn o bucată de cremele și acolo, în bătătura casei, un tată se întrupă și vine ori de câte ori în chem. Cititorul meu, frate de arginți, nu mai doftori, ci crăpăturile fidelor de nisip, în clăcfidră. Am nevoie de o funie în acest poem și de un țăruș. Bine înfipt în inima lui Dumnezeu. Așa priponea tata timpul. Terapii în grădinile somnambulilor. Se șterg trecerile de pietoni de atâta ploaie, dragă cititorule. Și toamna asta nu o să mai ajungi pe la mine. Un șotron desenat pe asfalt, noaptea trecută s-a descompus și a curs. Conturul meu înfundă canalizările târgului. Avem urgent nevoie de un vidanjor, spune primarul. S-au umplut gropile cimitirilor și dau pe din afară. Dacă o ține tot așa, va trebui să ne obișnuim cu ei. Să învețăm, să învățăm dezghetul și curgerea împreună. Apa aceluiași râu ne spală, dragă cititorule. Degeaba zidești ferestrele și ușile, degeaba ermetizezi găurile cu sticlă pisată, șoaricii. S-au spus cămașa de noapte și s-au făcut una cu întuneric. Ducem în suflet o infinitate de găuri și pe tot și tot pe partea neacoperită rămânem. Plouă și despre noi se știe în toate canalizările. Mâine o să ne evaporăm, voi mâine o să fim una cu ploaia din nou. Din nou, vreți voi mâine, dragă cititorului, voi relua de la până a rămas acest poem despre cum tu nu poți traversa strada să vii să mă vezi că ștreșile de beton s-au șters și conturul din nou cum mi l-au închisit apele.
Îmi amintesc o zi la fel de ploioasă, când l-am dezgropat pe bunicul, parcă făcea cruta în fundul pământului, precum niște căutători de aur. Groparea adunau oasele și le îngăsuiau într-o dezagră. Va veni o vreme când și oasele vor urca la cer, precum abul, spune preotul. Trebuie să le culegem pe toate. Și groparii, care niște căutători de aur, pipăiau lui. Plouă, dragă cititorule, și nu ne rămâne decât să învățăm curgerea împreună. Pe cer, un șotron, cât o cursă de șoarici. Un vers celebru din Vasilie Eftimie e așa: cine se pricepe la cai, nu dă greș la îngeri. Chiar așa a început, că aduc în prim plan. Cine se pricepe la cai, nu dă greș la îngeri. Dragă cititorule, crede-mă pe cuvânt, drumul de la Herbenie la Batorul din Deal îl știe doar calul ce mănâncă jăratic din palma stăpânului. Când tropeie, când aleargă în galop, inima calului în ritmul pașilor lui bate. Craii, precum îngeri și când pășesc, împovărați doar cu inima. Dragă cititorule, drumul de la Herbenie la Abatorul din Deal nu stă măsoară din șaua călărețului. Calul, precum îngerul, după chipul și asemănarea stăpânului. Cititorule, la facerea lumii Dumnezeu și-a înhămat inima la o căruță plină cu pietre, apoi după inima sa a modelat inimile dobitoacelor. Dumnezeu este atent la detalii. În matrița de multiplicat îngeri, așează inimi de cai slobozi. Șaua este crucea pe care te ridici până dincolo de cer, cititorule. Nu fi trist, în acest poem nu este vorba de moarte. Chiar dacă de pe dealul Abatorului s-a pornit o viitură de sânge, imaginează-ți că plouă un sfânt. Imaginează-ți că plânge un sfânt pentru că și-a pierdut calul. Nu este îngăduit să se întoarcă singur la poarta împăratului, pentru că îl dor dălile, pentru că hamurile strâng și grele, de atât a rătăcit printre stele. Imaginează, dragă cititorule, că sfântul de păi despre care îți spun, din pielea scoasă de la salamură îl va croi cizme, iar în urma pașilor lui se va auzi inima dobitocului măsurând drumul. Și acesta e un mod de a trece cu vederea păcatul străinerilor, spun unii în timp ce duc pe umeri suprapune de cruci. Dragă cititorule, nu plânge când vezi oasele înalbite, îmbrășteate pe galba Abatorului. Un Dumnezeu dezbrăcat de veșminte este Dumnezeul din urletul lufilor. Mai bine ascultă cum se rostogolește carul mare pe cer. Inima despovăratului este steaua polară. Mulțumesc!